Salutare, mă numesc Andrei, sunt pe canalul Andrei Mănâncă și, ca de obicei, astăzi mâncăm. După cum vedeți, am un asortiment de copturi dulci. Eu de mult n-am mâncat copturi. În ultimul timp, toate clipurile sunt doar ciocolate, 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 dar, de fapt, mie îmi plac dulciuri mai mult copturile. Am aici cafea. Ca de obicei. În frigider am și chefir. Că știu că îmi place uneori și cu chefir la așa ceva. Adică nu-i problemă, am două cănți cafea. Am aici, da, muffinuri, cum le spune în engleză, și gogoș, brioș în română. În primul rând, brioșele standarde de afini și chocolate chip, da, care sunt cel mai standard, toate magazinele le au. Acelea nu mi-e interesant, eu am gustat, așa, merge, i-a luat moale, un fel de cake. Dar mie mi-era interesant ca de la branduri mai diferite să gust ceva și ca astăzi să facem un test de la branduri ceva mai serioase, plus eu un trecut, a să mai povestesc, ca să vă mai arăt niște biroluri care le-am filmat. În alte clipuri am mai gustat de la alte branduri și eu am memorie foarte bună. Dați să le dau așa mai într-o parte, să nu mă împiedic în ele. Și o să discutăm pe rând. Oreo, gogoș. O să începem. Eu de la Oreo, în unul din clipurile mele precedente, eu am gustat gogoși aceștia. Am gustat gogoși obișnuiți Oreo. Ei erau gogoși de cacao, exact ca biscuiță cu umplutură în interior de vanilie, ca și biscuiță pe mijloc și deasupra cu Oreo presurați, da? Și de la Cadbury am gustat tot gogoș cândva cu ciocolată de lapte obișnuită, ei tot e umplut cu ciocolată Cadbury, cu ciocolată Cadbury deasupra. Și exact la fel, doar cu caramelul umplut și caramelul încă și deasupra, că iau Dairy Milk și caramel și simplu. Cel de caramel, desigur, e mai gustos gogoșă. Plus ciocolata Cadbury foarte gustoasă, da? Și acelea le-am gustat, țin minte că da, este o singură problemă. În comparație cu Krispy Kreme sau cu alții, la ei gogoșă sunt mai mult parcă, nici nu știu, parcă sunt copți, parcă nu știu cum, ei nu sunt foși moi, dar sunt mai ca pâinea. Și nu-i chiar cine știe ce e gustos, e ca asta eu țin minte precis, pentru că la ei gogoșă nu-i ca gogoș, Krispy Kreme, cum e prăjit, să spunem, dar el e pâine, parcă e copt, adică nici nu știu. Dăzdem Oreo de căpșună. Avem gogoș de cu umplutură, cu gust de căpșună 16%, icing alb 96% și Oreo biscuit 8,2% deasupra. Deci avem gogoș Oreo cu așa, făină, ulei, vegetale, zahăr, Oreo, cacao, biscuiți, palmier, 51, 23, 27, așa. Deci, ingredientele sunt rele, că avem nu cine știe ce bine. Dar dă-ți vedem, da, de căpșună, apropo, aici avem ceva. E că mie mi-e interesant întotdeauna dacă ies ceva de căpșună. Sau doar coloranți. E doar cu gust de căpșună. Că asta e dezamăgitor. Mie nu-mi place când e doar gustul de căpșună. Mie îmi place când e mai ca lumea. Când, într-adevăr, să fie normal. Deși nu pune ceva de căpșună real, știi? E că asta e dezamăgitor. Pun doar ca gust. Asta mie nu-mi place. O, cum miroase. Ne vedem. Da, e exact ca așa cealaltă. E exact. Negru cu biscuit, tot. Pur și simplu umplutura. Precis că e de culoare roșie. Da, nu e câte voi. Și eu deja văd că el e gogoșul, e nu cel de care trebuie. Ia, tu da. Roșu. Cel puțin nu mai gustos ca clasic Oreo. Dar tot nu cel de care trebuie. Sper să ieși mai bun. Sincer. E mai bun ca originalul, dar tot nu aș spune că s-a impresionat.
În primul rând, n-are gust de căpșună. Să începem cu asta. Dezamăgire. Cum poate să n-aibă gust de căpșună în amidei? Ok. Nota 6. Pentru cela clasic, măcar cel puțin o ducea Oreo. Ok, de la Maryland sau de la Kellogg's, de la cine să mă apuc? Deci nu știu. Ce e aici? Da, să mă apuc de la Kellogg's. De la Kellogg's am brioșă, da? Eu am gustat la fel brioșă, apropo, Oreo. E exact ca gogoașul, doar că a luat-o de brioșă. Și am gustat la fel cum și gogoașele cele de la Dairy. Asta de la Cadbury Dairy Milk, de ciocolată și de caramel, care e un plut, ori cu ciocolată, ori cu caramelă. Le-am gustat, cel cu caramel mai tare îmi place, ca brioșa cât de cât e bună, pentru că brioșa deja e ca brioșa, nu-i ca gogoș nefăcut. Așa, am trei gusturi de la Kellogg's Muffins, le-am luat toate gusturile, încă așa e scris. Asta e Fruit and Fiber din seria de cereale, pentru că iau și cereale de acestea. Apple and Raisins. Mă, și stafide într-un fel ar trebui să fie. Nu, dar să vedem. Miroase interesant. Avem muffin de cereale mixate cu bucăți de măr și stafide. Avem apă, zahăr, făină, ovăz, unt din lapte, bucăți de măr și aspun 7%. Cel puțin e măr. Ulei de floare soarelui de rapiță. Ou, făină, stafide 2.4, tricăl, sirop de glucoză, alunii, miere de albini, cocos. Wow, ingredientele super bune, nota nouă. Ulei de palmieră și tocmai pe la urmă. Super, deci practic avem măr, într-adevăr, și stafide și avem din nou ăsta. Wow. Super impresionat. Ion, văzut deja, îl văd, nectălui muffin-ul. Arată bine. Wow, dar sunt impresionat după cum l-a descris. Aha. Văd umplutura. Wow. Nectăvui. Umplutura de măr. Wow. Nu ca și stafidiu. Cel puțin este calitativ. Simte calitatea. Și ingredientele super calitative. Și într-adevăr avem stafide și măr și la gust simte. Super bun. E că este nota 8. E că este bun. Ok, următorul, uite șervețelea, îmi place întotdeauna să mă șterg, nu sport. Următorul gust, două brioșe, cu căpșună și zmeură, e scris, dulceață de căpșună, asta e umplutura, și căpșunii și zmeură, trebuie să mai fie încă, zahăr, uleiuri vegetale, rapiță, făină, căpșună 9%, căpșună gem 7.5, făină, ouă, ovăz, zmeură 3% aproape, e 2.9%, tricăl. Mai scurt, ingredientele sunt foarte, foarte asemănătoare la ambele, pur și simplu diferă doar corespunzător ceea ce e în interior. Ok. Umplutură de căpșună, spui că da? Aceea era de măr și stafide, aici căpșună și zmeură. Wow. Nu, dar el se vede că e calitativ. Oooo. Da? Frumos. Frumos. E calitativ anume. A luat-o.
Și aici stai pe un 8. Îmi place că nume ingrediente calitative, nu ca la Google, știi? O luat și-o scris căpșună, dar unii căpșună nu-i. Următorul gust, clasic, de afini. Avem iar de cereale mixate, cu umplutură de afini și plus încă și afini. Ulei vegetal de rapiță, zahăr, apă, făină, afini 12%, umplutură 7.5% de afini, îngroșitor, făină, ovăz, adică aluatul e făcut din făină, din ovăz, asta e bine. Uleiuri sunt bine, macronutrienți, este și niște ulei de mere de albine avem, wow. Nu, ingredientele chiar sunt foarte plăcut, impresionat. Față de muffinurile standarde a lor, care sunt catastrofe. Da, chiar sunt plăcut, impresionat. Am văzut la Asda, apropo, este toate exclusive la Asda, absolut tot. Și acelea Dairy Milk, muffinul care e Dairy Milk, dar și de caramelă și toate aceia, și Oreo, Gogo și ăștia și ceilalți, și de la Cadbury, la fel, toate astea sunt doar la Asda se poate de găsit. Încă așa arată. Restul magazinelor nu le au, nu știu de ce. Ohoho. Afini și un putur de afini multă. Și miroasă, și anume aluatul, știi, e pufos și e calitativ. Și anume se simte că e din cereale făcute integrale. Și aici stai pe un 8 solid, puternic, așa, nu? Super bun. Îmi place anume calitatea. Calitatea aluatului. Și îmi place că în comparație cu ăsta, cu gogoșii ăștia, e un pstur de... cu gust de căpșună, dar căpșună, dar nu-i. Da? Așa de multe ingrediente și doamne, ferește. Da, aici nu-i căpșune, ca asta. Asta mie nu-mi place. Și gogoașa e fix aceeași ca și aceea albă, doar că acolo era un putur de vanilie, nici într-un fel cu gust de căpșune. Nu. E bun. Ok, de la Maryland am făcut, nu de mult, un clip cu toți biscuiții lor. Și acum avem de la ei gogoș. Nu gogoș, dar măcor. Chocolate chip muffin made with Maryland way. Deci avem două muffinuri cu gust de vanilie, cu chipsuri ciocolată neagră, umplut cu sos de ciocolată și cu ciocolată belgeană neagră. Dark chocolate chip 25%, zahăr, masă de cacao, ulei vegetal, parmen și aia, unt de cacao, făină, zahăr, ulei de rapiță, ouă, sos de ciocolată, zahăr, ciocolată belgeană, pudră, lapte condensat, ouă, unt. Ok. Dar ce sunt pachetate așa de puternic în plastic, mi-e interesant. Precedentele nu erau așa puternic împachetate, erau un pic mai light, așa, mai... Nu era... Parcă vrea să-i furi cineva. Așa. Mă duce ciocolată chiar. E că așa împachetat, Maryland. Puteți vă uitați apropo la clipul cu... nu biscuiță, dar cum îi spune, că am descoperit cuvântul ăsta, cum se dă și la cookies în română. Am și uitat. Să vă uitați numai decât la clip. E plin de ciocolată, așa cum arată. Și că ciocolată înăuntru se primește ca la Cadbury. Am și-o cumpărăm cu Cadbury, dar la Cadbury ciocolata e cea mai bună. Nu face nimic mai bun ca Cadbury. Da. Multe chipsuri de ciocolată. Și plus încă și o umplutură de ciocolată aici înăuntru. Wow. Ia?
chipsurile sunt crocante. E bun. E ciocolată. Dar oricum, de la Dairy Milk, de la Cadbury, mi-e gustos. La ei ciocolata e mai bună. Dar vezi că așa e fără ciocolată chip, mi se pare, pentru că ăștia fac copturi ciocolată chip. E bun. Chiar dacă e ciocolată neagră, e bun. Spunem pe un 8. Dar de la Cadbury, așa e ciocolată pe un 8 jumate și pe 9 și e de caramelă. Dar gogoșul nu, gogoșă. La aluat am spus că nu. Aluatul nu e cealaltă carte la gogoș. Brioșa, Oreo nu-mi place, dar de la Dairy Milk îmi place. Jammy Doggers, ei iau biscuiți, obișnuit, cu dulceață de zmeură în interior. Așa fac ei niște biscuiți. Eu de la ei biscuiți și ei am gustat. Nu-mi plac, pentru că nu-s gustoși, într-adevăr, n-aș spune că cine știe și ei. Dar e ca, am decis să gust asta, Jammy Doggers Muffin. Încă așa ai scris. Ai scris că avem două muffinuri cu gust de vanilie ca și acelea. Doar dacă acolo e ciocolată, aici avem, cum și-am spus, dizmeură. Dulceață dizmeură. Cu gust de dulceață dizmeură. Fix ca în Oreo. Adică nu e dulceață, dar e ceva cu gust dizmeură. Și acoperit cu icing în formă de inimă decorație. Ok. Făină, ulei de rapid, ouă, jam de fructe, piure de măr, sirop, de pară văd că avem aici piure, icing, de ulei de palmier, zahăr, ulei de rapiță, sirop de glucoză, așa, nu, cam avem și ulei de palmier, un alta, da, dă-ți vedem. Cel puțin biscuiții lor mie nu-mi plac, pentru că sunt biscuiți simpli și prea simpli, pur și simplu, biscuiți și aia. Deci vedem cu gust de vanilie. Ce e tot? Apropo, da, cu gust de vanilie. La ăștia nu era scris absolut nimic. Încă așa arată. Eu mă gândeam, știi, poate să iau și aceia de la Cadbury și de la Oreo, dar zic, care-i sensul dacă le-am gustat și eu am memorie bună și țin minte ce gust aveau, mai ales că gogoș, știu precis că nu-mi plac. Asta e precis. Ia că. Într-un fel dulceață de zmeură. Ok. Aluatul moale, clasic ca la muffinurile clasice, într-adevăr, e ca cum e la cei clasici, a? Icing-ul. Este zahăr icing-ul ăsta. Cele mai calitative după ingrediente e de la Kellogg's. Ăștia fac cereale. Oreo nu. Primul vine ciocolată de la Maryland. Acesta. Îmi place și de afine. O să zic că prunjul e tot la ei. Pentru că, într-adevăr, arată foarte bine. Ăsta e de afine. Ăsta e de căpșună. Și ăsta e de măr. Profund impresionat, acesta e bun. Copturile astea ne-au plăcut. Chiar rămâși bine. Asta a fost tot pe acest clip. Nu a fost așa un testiest la toate acestea. Muffinuri, că m-a surat de ciocolate. Am vrut ceva și eu copturi să mănânc. Că sunt satul de muffinuri, de ciocolate, din care fară. Ne vedem în următorul clip, apropo. Și poftă bună!